Prea Sfinția voastră, aș vrea să începem această discuție cu câteva precizări despre vizita Papei. Ce fel de vizită este aceasta, din punct de vedere oficial? Acum există o distinție, pentru că, în primul rând, Papa este episcop al Romei și e motivat în primul rând în vizitele sale pentru a întâlni comunitatea creștină și îndeosebi comunitățile catolice ale acelei țări. Dar fiind în același timp și capul statului orașului Vatican, din punct de vedere al autorităților statului care este vizitat, este primit și ca șef de stat. Și atunci, de aceea există această distinție, dar ne bucurăm că această vizită, după 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea, care a avut o vizită mai degrabă ecumenică și s-a concentrat doar pe orașul București, de data aceasta avem parte de o vizită cu adevărat pastorală. Și asta îi permite Papei Francisc să se deplaseze inclusiv în provincie. Care este semnificația localităților prin care va trece București, Iași, Blaj, Miercurea Ciuc? Odată pentru că București, evident, e capitala. La București sunt două episcopii catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică și Episcopia Greco-Catolică, Sfântul Vasile cel Mare. Apoi e vorba aici de Iași, care este într-un fel centrul comunității romano-catolice, care are acolo episcopie. Șumuleu este un sanctuar al Maicii Domnului, un loc de pelerinaj care deja este atestat ca atare în secolul al XV-lea și unde etnicii maghiari obișnuiesc să se adune pentru liturghie și rugăciune în sâmbăta dinaintea rusalilor, după calendarul lor. Iar Blajul, în mod evident, așa cum îl numea Mihai Eminescu, trecând adolescent pe acolo în urmă cu mai bine de 150 de ani, Mica Romă, este centrul Bisericii Române Unite, greco-catolice, și totodată locul care consacră, prin prezența Papei, împlinirea unei suferințe și a unei persecuții care rămână prezentă în conștiința românească, pentru că între 1948 și 1989 această biserică a fost suprimată de regimul comunist. Motoul vizitării Papei este să mergem împreună. Ce înseamnă acest moto? A merge împreună înseamnă, în primul rând, că trebuie să luăm act de diversitatea creștină din țara noastră. Papa ne invită prin această expresie să asumăm ceea ce mai degrabă ne unește pentru a face în așa fel încât acest pământ binecuvântat al patriei noastre să poată să-și regăsească alături de o conștiință interioară și acea căutare a demnității și a unui viitor care pentru toată lumea să aibă garanție. Se spune că este o vizită pastorală cu valențe ecumenice. Dacă ați putea să ne explicați puțin sintagma. Pentru că, în mod firesc, nu, majoritatea românilor se atașează identității creștin-ortodoxe și, bineînțeles, episcopul Romei, venind în această lume, în acest teritoriu, se bucură să aibă parte de un contact și o legătură, din punctul acesta de vedere, al respectului, al alterității. Și de aceea, în prima zi a vizitei, în data de 31 mai, Papa Francisc se va întâlni cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și vor avea inclusiv un moment de, să zicem, rugăciune, o rugăciune care se va face alternativ, în sensul că
în Catedrala Națională, care va fi vizitată. Se va rosti în primul rând Tatăl nostru din partea Bisericii Ortodoxe, apoi o corală catolică va intona în limba latină Tatăl nostru pentru cei care sunt catolici și sunt prezenți la... De aceea, vedeți, aceste valențe ecumenice sunt o manifestare a respectului, a cuvinței, faptul că nu s-a văzut asta și în recenta vizită din Bulgaria. Papa a fost primit în Catedrala Ortodoxă de la Sofia și e foarte impresionant că lumea de pe stradă are de multe ori un comportament, o atitudine mult mai senină decât, să zicem, acele zone unde se manifestă rezerve sau există o anumită atitudine oficială. Aducându-ne aminte de acum 20 de ani, când lumea s-a strâns pentru liturghia Papei Ioan Paul al II-lea la izvor și s-a auzit acel strigă de unitate, unitate, a fost o realitate spontană a românilor care și-au dat seama că nu, o vizită, o manifestare a prieteniei, mai ales faptul că foarte mulți din compatrioții noștri trăiesc în străinătate, Papa vine în întâmpinarea unei lumi pe care deja o cunoaște, pentru că aceste comunități ale românilor noștri sunt respectate, orice s-ar spune, sunt cunoscute, ele au această pecete a lumii unde Papa dorește să vină, să intre, să cunoască și să își manifeste respectul și cuvința. Și asta, cred că adevăratul ecumenism, chiar dacă termenul în sine poate părea puțin declasat, este pur și simplu respectul și cuvința pe care suntem datori să o dăm tuturor acelora pe care îi întâlnim, cu atât mai mult celora pe care venim să îi întâlnim, să îi vizităm, să ne lăsăm oarecum transformați de întâlnirea, de prietenie cu ei. Înțeleg că este cea mai lungă vizită pe care o face Papa într-o țară europeană. Este o vizită care ține 3 zile. Cum am putea interpreta acest lucru? Asta cred că se datorează și faptului că un periplu atât de diversificat, adică a merge la Iași, a merge la Șumuleu, a merge la Blaj, a rămâne în București, e imposibil să faci în 2 zile acest lucru. Și asta arată că totuși realitatea catolică a României are totuși o pondere istorică și culturală ce nu poate fi marginalizată. Din punctul ăsta de vedere, faptul că Papa poposește 3 zile în România e, cum spuneam, și o mărturie a faptului că România e cunoscută în Italia. Comunitățile de români acolo sunt apreciate, sunt cunoscute și această realitate a unui papă care nu s-a născut într-o familie de italieni emigranți în Argentina, cam înțelege ce înseamnă această dublă legătură cu țara unde te-ai dus să găsești un simț interior al demnității tale și să găsești un loc de muncă mai sigur și să nu pierzi totodată nici legătura cu cultura de origine, cu țara de origine, în sensul acesta. Vizita Papei Ioan Paul al II-lea însemna pentru România și o relegare de Occident, de cultura, de civilizația occidentală. Această vizită din perspectiva aceasta, cum o vedeți? A legăturilor dintre o civilizație vestică și o spiritualitate estică. Da, mă face ideea asta puțin să surâd pentru că în anii 40, atunci când lumea stătea să se împartă în cele două mari blocuri, nu, blocul apusean și cel răsăritean, Uniunea Sovietică la vremea respectivă, care a fost foarte agresivă și a intrat în aceste zone ale țărilor noastre, ale estului Europei, considera Biserica Catolică drept o expresie a imperialismului american. Și în baza acestei idioții, nu, s-a pus
practic strategia persecutării tuturor credincioșilor catolici, îndeoseb și bineînțeles și ale altor confesiuni, dar asta a fost o obsesie a regimului comunist, pe când nu avea nicio legătură realitatea bisericii cu partea politică sau cu împărțirea lumilor între două situații politice. Astăzi, această întâlnire dintre Papa Francisc și realitatea românească, desigur, insistă pe faptul că România e o țară de cultură europeană și că nu poate să abdice de la acest statut și că mai ales întotdeauna în orice situație, în orice circumstanță istorică, toate celelalte lucruri materiale sau de strategie mondială sunt subordonate în primul rând unui crez interior care definește un popor ca atare și unei culturi care nu poate fi confundată pe alte locuri de pe mapa mondă dacă ea este și se simte și se bucură să aibă aceste rădăcini formidabile care fac parte din Europa. Chiar dacă, mă rog, Europa în felul în care ea este numită Comunitate Europeană, pare să aibă priorități diferite de ceea ce sunt în mod normal preocupările bisericii. S-a urmărit puțin vizita Sfântului Părinte la Comunitatea Europeană și cuvântul lui acolo a pus accentul pe aceste valori care sunt valorile creștine. Europa e o creatură a moștenirii creștine. Nu e o moștenire muzeală, e o moștenire vie care face în așa fel încât alegerile personale ale comunității creștine să se resfrângă în mod obișnuit. Nu? Societatea e compusă din alegerile persoanelor care o realizează, care o compun. La Blaj, Papa va ține o slujbă specială de beatificare a celor 7 episcopii greco-catolici martiri. Decretul autorizat de către papă la 19 martie se spune că cei 7 episcopii greco-catolici martiri au fost uciși din ură față de credință. Se recunoaște cumva încă o dată caracterul, să spun, criminal al comunismului. Dacă ați vrea să explicați puțin această sintagmă din ură față de credință. Bine, vedeți, regimul comunist a fost expert în obsesiile lui de a distruge latura interiorității omului, în a crea diviziuni și a inventa noțiuni care să pună oamenii în confruntare, în diviziune. Și chiar dacă de-a lungul timpului s-a lăsat impresia că era un conflict între Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă, această regie a distrugerii Bisericii Greco-Catolice a fost inițiată la ordinul lui Stalin. Deci a fost o inițiativă politică. Ce mărturisea acest dispreț al autorităților comuniste față de o biserică unde n-a putut găsi colaboraționism. În formele exterioare, Biserica Greco-Catolică împărtășește aceeași formulă liturgică sau aceleași slujbe, aceleași obiceiuri pe care are Biserica Ortodoxă, cu această diferență esențială că Biserica Greco-Catolică, prin unirea de la 1700 la Alba Iulia, îi recunoaște papei rolul de cap văzut al bisericii și această comuniune catolică săvârșită atunci a creat un stil interior de viață. Cei 7 episcopi greco-catolici care vor fi beatificați duminică pe 2 iunie au fost acuzați că nu au trecut la Biserica Ortodoxă dintr-un moft de conștiință. Ori au reacționat foarte serios spunând, zice, unirea noastră n-a fost de formă. Nu e o chestiune administrativă, schimbăm patronul de firmă.
lucrurile acestea au incidență asupra credinței și credința, dacă ea se alterează, nu te poate duce decât la un eșec al vieții tale sufletești. Și din punctul acesta de vedere, mărturia lor a fost scrisă în baza acestei persecuții pe care regimul comunist, funciar ateu, a făcut-o împotriva bisericii. De aceea există această formulă din ură contra credinței. În latină se spune odium fidei. Deci au fost martirizați tocmai pentru că alegerea lor de credință a încercat să fie călcată în picioare de acest regim opresiv care a distrus conștiința românească și pentru câțiva zeci de ani a înrobit întreaga nație românească și alegerile pe care le-a generat, iată, le purtăm din păcate până în zilele noastre. Imnul care va fi cântat la Blaj în onoarea Papei, sau nu știu dacă e bine spus în onoarea Papei. În onoarea martirilor, e un imn care a fost compus special. Spune așa, s-au născut pe aceste plaiuri, au păzit cei românesc, așa începe. Cred că foarte puțină lume vede clar legătura care există între Biserica Greco-Catolică și emanciparea românilor în Transilvania. În general, manualele de școală tratau chestia asta, evitau să spună foarte bine, de pildă adunarea de la Blaj, școala Artelean, toți erau greco-catolici. Poate și acesta este un motiv al, să zic așa, lichidării bisericii greco-catolice de către comuniști, adică o tradiție a unui anumit tip de naționalism în Transilvania. Pe vremea aia comuniști erau internaționaliști. Da, vedeți, aici e un lucru foarte tragic, fiindcă atunci când s-a putut vorbi liber de aceste lucruri, după 1990, nu s-a făcut. Odată pentru că erau foarte multe prejudecăți, odată pentru că comuniștii nu au creat doar o istorie oficială a lor, au schimbat pur și simplu succesiunea evenimentelor sau au ascuns, au ocultat momente importante ale culturii române. Și partea tristă este că după 90 s-a ales să se meargă în aceeași direcție, marginalizând acele instituții, cum a fost și Biserica Greco-Catolică, care a cultivat demnitatea națională pentru toți românii din Transilvania. Vedeți, importanța orașului Blaj, a școlii ardelene, care e una din cele mai frumoase creații ale acestei biserici, care în contactul cu apusul, în contactul cu, vedeți, primii bursieri ajunși la Roma, în universitățile de acolo, în secolul al XVIII-lea, erau fidei obagi, care s-au întors în țară fără să meargă să facă carieră nu știu unde, în marile orașe unde ar fi putut să o facă, se întorceau în zonele lor de origine și se puneau în slujba comunității românești fără drepturi naționale și au pregătit între timp o elită de mireni, de oameni care nu mai erau, să zic, neapărat clerici și care pe parcursul secolului al XIX-lea au dat această minunată adunare de la Blaj. Unde, de ce la Blaj s-au unit? De ce nu în altă parte? De ce nu la Sibiu? De ce nu în Cluj sau unde? Pentru că românii până în 1918 se uită lucrul acesta, n-aveau drept de cetățenie în orașele Transilvaniei. Ei aveau dreptul să stea cel mult în periferia orașului. Ori faptul că Biserica Greco-Catolică, prin moștenirea episcopului Inocențiu Micu Klein, a înțeles să unească cu predicarea Evangheliei și căutarea unui statut de demnitate națională. Asta face parte din valoarea Evangheliei. Altfel, nu mergem la biserică doar ca să lâmbunăm pe Dumnezeu să ne dea beneficii sau să ne ajute să fim sănătoși și să avem, cum spunea Neagu Giovara, de fericită amintire, să ne crească pensia sau salariul, ci legătura cu Dumnezeu, și asta e primordial în această tradiție vie a Bisericii Greco-Catolice, a spus, prin alegerile personale, toată lumea are de câștigat dacă ele respectă acest gând al,
al devotamentului față de semene. Nu se poate separa legătura cu Dumnezeu de legătura cu ceilalți. Și în sensul acesta, vedeți, fidelitatea față de adevărul istoric e o mare provocare chiar și astăzi, dar această carte ce încearcă să vorbească despre jertfa celor 7 episcopi martiri, care, iată, iese în aceste zile, vine să suplinească această absență voită, perpetuată la fel, în mod voit, și care, iată, acum oferă compatrioților noștri bucuria de a afla până la urmă un adevăr. De ce unele caractere s-au comportat ca atare? De ce unii au putut să facă o alegere care mergea contra siguranței lor personale, dar care au înțeles să nu abdice de la importanța conștiinței? Înainte de interviu, despre o anumită continuitate a credinței celor 7 episcopi. Ce înseamnă această continuitate a credinței? Vorbeam despre încheierea cărții, faptul că ei au ales de la început o cale, să spun așa. Da, fiindcă, vedeți, asta e sintetizată foarte frumos de unul din cei 7, cardinalul Iuliu, care a fost unul din martorii unirii Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918. El a fost în repetate rânduri ispitit la ordinele securității să-și părăsească biserica și să treacă la Biserica Ortodoxă. Acest subterfugiu pe care regimul l-a găsit pentru a arăta ostilitatea față de credință în același timp, dar și pentru a arăta că e capabil să divizeze pe români sau să exprime un control asupra unor realități religioase care nu știu să reacționeze ca atare în fața răului. Și, vedeți, din punctul acesta de vedere, continuitatea e dată de această expresie a episcopului Iuliu Hosu: credința noastră, viața noastră. Oamenii aceștia au trăit această continuitate inclusiv în vremea clandestină. Biserica, chiar dacă în acte era inexistentă, nu, apropo de recensăminte, 0% s-ar fi putut scrie greco-catolici, biserica nu s-a terminat. Au existat aceste comunități clandestine, au existat preoți clandestini care, mai ales după 1964 și la ieșirea din închisori a episcopilor clandestini, ei au continuat să sfințească preoți în continuare și au rămas și ei oarecum surprinși în momentul în care în 89 regimul a fost măturat din istoria României aproape în mod miraculos, cu toată tragedia care s-a scris în acele zile de sfârșit de decembrie 1989. Dar această continuitate a lor arată seriozitatea cu care s-au străduit zi de zi să-și trăiască credința. Nu e o alegere instituțională, exterioară, cum spuneam, de a schimba directorul de întrepriză, ci e o convingere profundă că această fidelitate față de Roma, în credință față de episcopul Romei, și totodată, până la urmă, o alegere civilizatoare. Nu? În această, spunea, de exemplu, episcopul Hosu în memoriile sale publicate foarte târziu, abia după anul 2000, că nu puteai pune în joc alături de credința catolică inclusiv alegerea unei comunități care a înțeles ce înseamnă să privești spre acea lume care a forjat libertatea, respectul celuilalt, cuvința în societate. Nu, niciodată nu poți să intri într-o zonă a absurdului unde ți se pune pumnul în gură și unde nu ești respectat pentru ceea ce ești. Asta cred că până la urmă e o moștenire formidabilă pe care avem datoria să o menținem vie și să o trăim în fiecare zi în viața noastră. Ce înseamnă această consacrare a episcopilor clandestini? Cum se producea ea? Bine, vedeți,
La momentul desfințării bisericii erau 6 episcopi, erau cei 5 episcopi care erau titulari ai unor eparhii, e vorba de Blaj, Lugoș, Cluj, Oradea, Maramureș, și era un episcop vicar pentru București, episcopul Aftenie. În momentul în care persecuția a început să devină reală, de la Roma s-a dispus să fiecare să poată să aibă o dublură, nu exprimată în formula aceasta, la îndemână, și atunci au fost sfințiți în această perioadă, înainte de decretul acela de la 1 decembrie 48, în acea perioadă și imediat după, prin nunțiatura apostolică, s-au realizat încă 6 consacrări de episcop. Deci a fost vechea gardă de 6 plus 6 care au fost consacrați până în 1950 pe ascuns. Episcopul Tit Liviu Chinezu, care face parte din numărul celor care vor fi fericiți, e practic din runda a doua, dar el a fost sfințit în secret, aflat în lagărul de la Căldărușani, și practic n-a mai putut să iasă viu de la închisoarea din Sighet. În schimb, ceilalți 5, 3 dintre ei au supraviețuit până după 89. E vorba de episcopul Iuliu Cherteș, care a murit imediat după 1990. E vorba de episcopul Ploscaru, care a fost episcop de Lugoș până în 1998. Și episcopul Alexandru Todea, care a fost făcut în 1990 cardinal și care a condus Biserica Greco-Catolică până aproape de sfârșitul lui, în 2002, fiindcă a avut un accident vascular în 92 și, practic, a avut, pe lângă martirajul vieții sale, a avut și această suferință de a rămâne timp de 10 ani paralizat la pat, pe deplin conștient și, în mod curios, singurele lucruri pe care le putea rosti, fiindcă fusese afectat centrul vorbirii, putea să rostească Tatăl nostru și o rugăciune către Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu. Și Iuliu Husu a fost făcut cardinal, dar există o, cum se spune, o declarație sau al lui Iuliu Husu, în care face parte dintr-o scriere dintr-un jurnal al lui, care spune că l-a rugat pe papă să nu îl facă cardinal. Da, asta e o mărturie pe care au preluat-o cei care l-au cunoscut atunci în ultimii 2 ani de viață. Jurnalul său a fost scris pe ascuns, acolo unde episcopul se afla în domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Ortodoxă Căldărușani, și pe câteva caiete el prin anii, la începutul anilor 60, 61-62. Deci nu avem în jurnalul lui informații despre ridicarea la rangul de cardinal, care s-a petrecut abia în 69. Sunt mărturiile din arhivele fostei securități, sunt mărturii scrise ale emisarului trimis de Vatican pentru a-l întâlni pe episcop cu acordul regimului comunist și a-i propune să meargă la Roma pentru a primi acest însemn al cardinalatului. Și de altfel episcopul, în corespondența care s-a păstrat la cei cu care își trimiteau reciproc scrisori, explică acest lucru și spune: mi s-a propus să merg, regimul ar fi fost de acord să părăsesc țara, să merg să pot primi acest rang de cardinal, dar nu mi-ar fi permis să mă reîntorc în țară. Ori misiunea unui episcop, a unui păstor sufletesc, nu poate să se separe de turma pentru care fusese pus. Și atunci a preferat, a cerut papei nici să nu publice această numire, pentru că știa foarte bine că dacă biserica nu e liberă, totul ar fi fost un motiv în plus de a veni în întâmpinarea regimului comunist care distrusese această biserică. Deci întotdeauna episcopul până la urmă a cerut în același timp, pentru a putea intra în dialog eventual cu
cu regimul punerea în toate drepturile a Bisericii Greco-Catolice. Ori acest lucru nu s-a petrecut, nu s-a petrecut nici în 73, când Ceaușescu l-a vizitat pe Papa Paul al VI-lea, când Papa i-a vorbit, există aceste note care au fost publicate de un profesor de la Universitatea din București, profesorul Bozgan, când Paul al VI-lea i-a propus lui Ceaușescu să discute despre soarta Bisericii Greco-Catolice, Ceaușescu a refuzat clar, a spus, e o problemă terminată, nu se pune problema. Ori, vedeți, episcopul Hosu a fost făcut cardinal în 69, dar Paul al VI-lea nu i-a publicat numele. În momentul în care la acel consistoriu s-a spus lista numelor cardinalilor, Papa a precizat, mai am încă un cardinal ascuns, sau cum se spune în limba latină, in pectore. Și numele cardinalului Hosu a fost publicat oficial 3 ani mai târziu, deci între timp Iuliu Hosu murise, în 72, Paul al VI-lea la următorul consistoriu de numire a altor cardinali a spus, acum dezvălui numele aceluia care cu multă credință și cu mult devotament față de turma lui ne-a cerut ca această numire să rămână necunoscută. Și atunci i-a făcut un elogiu formidabil în discursul pe care l-a ținut Papa în 1972 și care arată până la urmă alegerile unui om care a înțeles să rămână un om de caracter până la sfârșit. Ca să aducem și niște precizări, înainte de cel de-al doilea război mondial, mi-a spus că au existat 2 enciclice anticomunist și antifascist în același vorbiți puțin despre aceste enciclice. Da, vedeți, moștenirea Bisericii Greco-Catolice sau reacțiile în fața tăvălugului comunist și sovietic care s-a desfășurat din martie 45 peste țara noastră, a fost cumva pregătită această reacție de experiența legăturii cu lumea romană, cu legăturile cu Papa de la Roma, care în anii 30 foarte vigilent a intuit pericolul pe care fie nazismul, fie fascismul italian, fie comunismul îl reprezentau pentru societatea europeană și până la urmă societatea mondială. Enciclicile pe care Papa le scrie și care sunt o formă de manifestare a învățăturii pe care el ca episcop al Romei le propune lumii, deja din acei ani au punctualizat răul pe care aceste regimuri totalitare se gândeau să le instaureze. De aceea sunt celebre aceste 3 scrisori enciclice ale Papei Pius al XI-lea, care în arcul de timp al anilor 30 a publicat aceste enciclice, efectiv, una împotriva nazismului german și care a fost pentru prima dată redactată în limba germană și chiar dacă Hitler a interzis publicarea ei, ea a fost distribuită prin tipografiile bisericii și transmisă din parohie în parohie. Tot regimul și Goebbels a fost extrem de furioși, dar iată, lumea a fost pusă la curent de, cum să zic, de reacția oficială a bisericii față de această demagogie care a creat ororile pe care le cunoaștem. Apoi a fost o a doua enciclică împotriva fascismului italian, redactată în italiană, enciclica Non abbiamo bisogno, n-avem nevoie, unde la fel cu foarte multă libertate episcopul Romei a luat atitudine împotriva lucrurilor pe care acest regim totalitar le-a făcut, nu, și împotriva evreilor în Italia și toate ticăloșirile care s-au generat atunci. Apoi este această enciclică pe care mulți din preoții greco-catolici în anii 40 le citau în predicile lor, încercând să spună că orice regim, fără să fie provocatorii niciun fel, acest regim care îl scoate pe Dumnezeu din viața omului, care vorbește numai de cele materiale, care pune în societate această idee a luptei de clasă, nu e decât un regim infam care
e împotriva omului și această encirchie tot a lui Pius al XI-lea, Divinii Redemptoris, care a fost practic publicat împotriva comunismului. Și asta a pregătit într-un fel forma mentis a acestei generații de martiri pe care, iată, o putem celebra astăzi. Adică erau puși în gardă, ei au intuit. Și e formidabil că în cursul istoriei, întotdeauna forțele răului și slujitorii răului se dezlănțuie cu mai multă furie împotriva acelora care din timp recunosc mașinațiunile pe care răul le face. Și de asta, într-un fel, și violența distrugerii bisericii greco-catolice e motivată pentru că oamenii aceștia au știut care era numele dușmanului, omului, și atitudinile pe care acest regim și cei care se puseseră în slujba lui au încercat s-o facă împotriva conștiințelor. Care mai sunt în ultimii ani relațiile între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Greco-Catolică? Legăturile sunt destul de timide, să zicem așa, pentru că în anii 90 era problema patrimonială foarte acută. Din păcate, între cei care au înțeles să vină în întâmpinarea așteptărilor Bisericii Greco-Catolice a fost Mitropolitul Nicolae Corneanu. În rest, această comisie de dialog care a funcționat până în 2004 și care și-a încetat activitatea la dorința părții ortodoxe, ea nu a dus la rezultate concrete în această, să zicem, problemă patrimonială. Desigur, întotdeauna când ne depărtăm de un moment istoric favorabil, se schimbă și circumstanțele. Astăzi, Biserica Greco-Catolică, în numărul credincioșilor săi, este mult împuținată față de cifra pe care biserica o avea în 1948. Asta se datorează și faptului că în anii 90 mai ales, dar și după aceea, nu a fost asta o spune și cartea despre cei șapte martiri, aducând problematica lor în prezent, nu a fost o reală deschidere pentru a remedia nedreptățile făcute. Și e important, fiindcă vedeți, strămoșii noștri latini cu care ne lăudăm atunci când ne convine, ei spuneau opus justitie pax. Deci pacea e rezultatul dreptății pe care în societate, nu, ne străduim cu toții să o aplicăm, să o alegem, să o înțelegem. În momentul în care se vorbește de iertare fără a încerca să repari răul făcut, nu, e o societate care riscă să pornească nu neapărat de la realități, ci de la foarte multă fățărnicie. Și în felul acesta, vă dați seama, generația care a trecut persecuția, cei care au știut cum au fost distruse familiile, oamenii au fost închiși, vieți distruse, văzând această lipsă de seriozitate în atitudinea reparatorie, nu, această moștenire a resentimentului, a durerii pentru nedreptatea comisă, a contribuit și aceasta la să zicem, o distanță pe care, în mod inevitabil, nu, timpul a accentuat-o. Mai e important, și asta ne bucurăm, pentru că vizita Papei Francisc ne ajută foarte mult să recitim această istorie dramatică, inclusiv din perspectiva felului în care Dumnezeu privește lucrurile. Noi nu trebuie să uităm că întotdeauna cel care face o alegere clară pentru adevăr deja trebuie să știe că se supune unor reacții de multe ori disproporționate din partea celuilalt. Adevărul, nu spunea o vorbă veche, adevărul, dreptatea, umblă întotdeauna cu capul spart. Deci îți asumi fidelitatea față de adevăr și trebuie să-ți asumi acel lucru pe care Hristos îl spune în predica de pe munte. Fericiți veți fi
sau trebuie să fiți fericiți atunci când vă vor batjocori, nu pentru lucruri futile, ci pentru că sunteți purtători ai numelui meu. Deci, în mod implicit, asta s-a văzut și în jertfa celor 7 și în jertfa oricărui om de bunăvoință din țara aceasta care a trecut în întunericul cu conștiința sus, cu demnitatea salvată. Nu poți să renunți la lucruri care definesc proporțiile tale de umanitate. Nu? Cum spuneam, compromisul poți să-l faci. Nu merg astăzi la fotbal și mă duc în altă zi sau încerc să-l înțeleg pe celălalt și să las alegerile mele în favoarea lui. Dar nu pot să-mi vând conștiința pentru că siguranța personală e subordonată altor principii care sunt mult, mult, mult mai importante. De aceea noi ne bucurăm și din punct de vedere ecumenic ca această vizită să aducă mai multă încredere în bunul simț al respectului față de unii față de alții. După cum spuneați, realitatea eclezială e diferită față de 1948, adică, să spun așa, în negocierile de acum se ține seama, adică, de această realitate eclezială sau... Bineînțeles că, vedeți, în anii aceia România, în proporție de 95%, era o țară rurală. Marea majoritate a credincioșilor, tuturor bisericilor din România, erau locuitori ai satului, erau oameni ai pământului. Ori între timp, această inginerie socială extrem de dramatică pe care regimul a generat-o, ai aduce pe oameni la oraș, a crea o industrializare forțată, ai dezrădăcina pe oameni de cultura în care se născuseră și în care aveau o existență firească, a schimbat prioritățile. Uitați-vă astăzi satele cum sunt depopulate sau sunt de multe ori și bisericile din acele sate închise, fiindcă lumea a plecat, fie în străinătate, fie s-au regăsit deja două, treia generație la oraș, unde omul își pierde reperele. N-au mai fost nici acei oameni cuvincioși, respectoși față de viață, față de firescul naturii, n-au fost nici orășeni adevărați, pentru că nu, politeția și realitatea orășenească impun o anumită, să zicem, disciplină morală interioară. Ori situația pe care biserica a lăsat-o în 1948, ea nu s-a regăsit, bineînțeles, pentru nicio altă biserică din România după eliberare. Și de aceea și felul de a face pastorală a trebuit să fie foarte diferit. Oamenii care erau între timp plecați la oraș nu mai aveau contactul cu zestrea de credință pe care un om de la țară și-o poate păstra mult mai ușor. De asta, vedeți, a recompune Biserica Greco-Catolică reînviată a făcut această pendulare între oraș și sat și efortul acesta de a face pentru în lipsa primirii bisericilor care fuseseră ale noastre, nu am început să facem fel de fel de șantiere care, vedeți, în acest peisaj social nu întotdeauna și-au găsit rostul, pentru că între timp lumea a început să emigreze, se întorceau apoi în timpul verii, au început să facă, nu, e aceeași, să zicem, dramă pe care nu România o trăiește din acest punct de vedere, în speranța că într-o bună zi acești oameni se vor putea totuși întoarce și își vor regăsi realitatea. Dar este explicabil ca după 41 de ani de aspră persecuție să nu poți să recompui firul care s-a rupt așa într-un mod foarte ușor și foarte la îndemână.